Transmitem de la GPEC Summit și am plăcerea să vi-l prezint și să stau de vorbă cu Paul Apostol de la EasyHost. Salut, Paul! Bună! Cum ești? Cum a fost evenimentul până acum, atât cât ai apucat să vezi din el? Evenimentul a fost extraordinar pentru că am avut ocazia să ne întâlnim cu mulți proprietari de magazine online. Noi suntem implicați în partea de e-commerce, avem echipa care a fost aici prezentă și am apucat să stăm de vorbă cu ei, ceea ce este extraordinar, e foarte important să stăm de vorbă cu clienții noștri. Vine Black Friday și sunt curioasă să ne spui dacă sunt magazinele online de România pregătite pentru treaba asta, din punctul de vedere al infrastructurii, evident că acolo sunteți experți. Da, mai avem două zile până la Black Friday. Magazinele s-au pregătit mult mai mult anul acesta. Mă bucur să văd că ne interesăm cu o lună înainte față de anii trecuți, când poate sunam cu două zile și spuneam: hei, o să vină Black Friday și o să vreau să țină infrastructura de 3 ori mai mult sau de 5 ori mai mult. Anul acesta cred că am învățat și din greșelile anului trecut și vedem un interes care apare cu mult mai din timp, și asta ne permite nouă furnizorilor să redimensionăm infrastructura așa cum trebuie, și asta e un lucru foarte important. Deci mult mai mult efort s-a investit anul acesta pentru pregătirea de Black Friday și aș spune că mult mai multe magazine vor fi pregătite. Cu toate astea, ne așteptăm să fie downtime, pentru că fenomenul crește în continuare și atunci rămâne de văzut să vedem câți au reușit să... Ce estimări de cifre aveți? Adică câți români credeți că vor accesa infrastructura pe care ați spus-o, o puneți la dispoziția clienților voștri de Black Friday? Noi ne așteptăm să ne acceseze peste 6 milioane de români în ziua de Black Friday. Avem fenomenul cel mai mare de Black Friday, și anume EMAG, acum pe 18. Acolo cifrele tot timpul au fost greu de estimat, dar sunt foarte mari. Și mai avem o serie de magazine online importante în același program. Așadar, peste 6 milioane de români în această zi foarte importantă din partea de e-commerce. Chiar vorbeam și mai devreme cu o parte dintre invitați și îmi spuneau că sunt ușor stresați, alții pentru că se așteaptă la niște creșteri destul de mari, alții pentru că n-au mai trăit experiența asta. Pentru voi ce înseamnă Black Friday? Cum vă pregătiți? Cât de intensă este pregătirea? Faptul că ne pregătim de 5 ani de zile și învățăm de la an la an ne-a dat posibilitatea, pe lângă investițiile foarte mari în infrastructură, să găsim metode smart de a realoca infrastructura foarte ușor clienților care în ziua de Black Friday au nevoie de un surplus. Noi am dezvoltat o tehnologie de-a lungul ultimilor 2 ani, am dezvoltat o tehnologie cu care putem realoca foarte ușor infrastructura. Spre exemplu, în afară de Black Friday mai există spike-uri de trafic ale business-urilor sezoniere. Vorbim aici de cazarea din sezonul estival, vorbim de cazarea de pe Valea Prahovei, spre exemplu, la iarnă. Toate aceste business-uri sezoniere care au nevoie de un surplus de infrastructură se realocă în funcție de cine are nevoie. Spre exemplu, publishing-ul. Sunt companii mari, clienții noștri, care au articole care atrag foarte mulți vizitatori, da? Din partea de media. Și atunci, noi reușind să avem această tehnologie care realocă infrastructurile foarte ușor, reușim să servim Black Friday într-un mod mai smart. Așadar, pregătirile constau în investiții serioase în infrastructură, într-o tehnologie smart pentru a susține aceste vârfuri de trafic într-un mod eficient și într-un mod abordabil din punct de vedere costuri, și o să avem trei echipe, o echipă centrală și două echipe în data center-le în care lucrăm. Deci cam astea sunt punctele, cele trei puncte de pregătire ale Black Friday. Bun, Black Friday 2016 vine și trece, dar pentru că aș vrea ca oamenii care vor urmări acest video să
îl poată folosi sau să poată folosi informațiile și după, cum ar putea sau cum ar trebui să se pregătească magazinele online pentru Black Friday din acest punct de vedere al hostingului? Un prim sfat ar fi să începem pregătirile cu o lună, o lună jumătate înainte de Black Friday. Putem să începem o discuție cu furnizorul de hosting, cu furnizorul de găzduire, de infrastructură și cu programatorii. Ne uităm la ce spike-uri știm că a avut magazinul și cam ce infrastructură avea în spate în acel moment, și când vorbim de spike-uri ne uităm și la ne uităm la vizitatori, ne uităm la câte conexiuni se fac, ne uităm la câte produse avea magazinul în acel moment. După care facem niște estimări, ne uităm la ce creștere ne așteptăm să aibă magazinul, 200%, 500%, 700%, după care se pot face niște teste de stres. Aici este foarte important, noi lucrăm cu niște tehnologii care pot simula nu doar accesări ale site-ului, ci și comportament de utilizatori de site, și atunci avem niște cifre foarte importante care ne arată cam cât rezistă în urma acestor upgrade-uri. Și după ce am făcut aceste teste de stres, trebuie să ne uităm puțin și în ecuația financiară, adică reușim să facem acest upgrade temporar pentru o lună, pentru două, sau reușim să-l facem pentru un an de zile și vom mai avea alte campanii pe parcursul anului. Deci acestea ar fi punctele importante. Și de ce e bine să începem de vreme? Pentru că un owner de magazin online trebuie să gestioneze și partea de livrare și partea de logistică, adică el are de pregătit și înainte de Black Friday și în timpul Black Friday și ulterior, unde urmează partea de livrare. Paul, dacă vorbim de viteza de încărcare a unui site sau unui magazin online, e clar că e foarte importantă și din perspectiva SEO și din perspectiva experienței utilizatorului, și aș vrea să te întreb cât de mult este dependent acest aspect de partea de programare, da? De ce se află în spatele site-ului și cât de mult depinde de hosting? Cred că este o întrebare foarte bună. Cele două merg foarte mână-mână, să spun așa. O programare complexă influențează foarte mult consumul de resurse. O infrastructură, iarăși, care poate nu este configurată optim, poate influența, iarăși, încărcarea. Comportamentul utilizatorilor poate influența încărcarea, și aici iarăși e o componentă care impactează timpul de încărcare, dar nu ține nici de programare, nici de hosting. Ține de comportamentul utilizatorilor. Spre exemplu, dacă am un e-shop care are poze foarte mari și decizia de cumpărare vine după încărcarea a mai multor poze, atunci eu voi avea un consum mai mare de resurse. Dacă am un magazin online care decizia de cumpărare vine mai ușor și comportamentul utilizatorului este mult mai mic, atunci am un consum de resurse mai micuț. Toate aceste aspecte sunt importante și din partea de infrastructură și din partea de administrare a infrastructurii, adică ce sisteme de operare punem, ce platformă folosim, dacă e Magento, dacă e OpenCart, dacă e PrestaShop, dacă e ceva custom, toate astea pot influența. Avem sisteme, avem la dispoziție acum tehnologii foarte inteligente de accelerare și de caching, care pot veni în ajutorul aplicației și pot face experiența mult, mult mai rapidă. Trebuie doar configurate, trebuie o investiție de timp și de expertiză la început, dar după ce ele devin mature și funcționează în sincronizare cu aplicația și cu hostingul, ele pot da o viteză foarte mare de încărcare, ceea ce este vital. Vedem statisticile cât de mult contează, cât de ușor poți să pierzi un client dacă site-ul îți merge foarte greu. Ca să încheiem, aș vrea să ne spui ce noutăți ne pregătiți pentru 2017, ce planuri aveți? Din perspectiva companiei noastre, EasyHost, noi plănuim să fim foarte aproape de clienții noștri, atât cei mari, cât și cei mici. Pentru cei mari avem o soluție care o să-i ajute pe ei să-și extindă infrastructurile foarte ușor, tocmai pentru a susține aceste spike-uri foarte mari. Pentru cei mici avem o soluție integrată, deci pregătim o soluție de e-commerce integrată, care este smart, care face lucrurile într-un mod inteligent, și anume stă pe o infrastructură de cloud,
se interconectează cu alți furnizori de curierat, de e-fulfillment și așa mai departe, astfel încât ownerul să stea cât mai puțin în probleme tehnice, să petreacă cât mai puțin timp în discuțiile cu programatorii sau în deciziile de infrastructură și să poată investi acel timp în business-ul lui. Așadar, în 2017, EasyHost face niște pași dincolo de hosting spre aplicație, spre zona de aplicație, unde ne dorim să clientul nostru să aibă o experiență foarte ușoară, mult mai ușoară și mult mai smart cu tot ceea ce înseamnă soluția de e-commerce sau soluția online. Viitorul arată promițător din ce ne spui tu, să sperăm că asta va însemna un progres nu doar pentru voi în calitate de companie, ci și pentru magazinele online și pentru piață și industrie în sine. Îți mulțumesc tare mult pentru timp și pentru interviu, te invit mai departe alături de noi și să ne vedem la anul cu cifre și mai bune. Mulțumesc și eu de invitație!